găsit, dragi telespectatori, la rubrica Mandat de primar. Așa cum v-am spus și cu alte ocazii, în această perioadă, rubrica Mandat de primar vrea să aducă în fața dumneavoastră oameni deosebiți, oameni gospodari, oameni care sunt în fruntea comunităților din județul Bacău. Astăzi, echipa noastră se află la Berești-Tazlău, o comună foarte frumoasă. Am sosit aici la invitația domnului primar Dumitru Tulpan. Vreau să vă spun că domnul primar nu se află la primul mandat. Domnul primar este deja la finalul celui de-al patrulea mandat și trebuie să menționez faptul că este un om care știe ce are de făcut pentru comunitatea pe care o conduce. În acești 16 ani de acum, vă dați seama că dumnealui are astăzi să ne povestească foarte multe lucruri, dar bineînțeles, nu vom vorbi de la începutul primului mandat și până astăzi. Domnule primar, vă mulțumim de invitație, bine v-am găsit. Astăzi dumneavoastră o să ne povestiți de fapt și de cei 4 ani, din 2016 până în 2020, pentru că știm că ați avut foarte multe proiecte și cetățenii pot vedea aceste lucruri, proiecte finalizate, dar și în curs de finalizare. Bine v-am găsit! Bine ați revenit în comuna noastră, bine ați revenit în sediul primăriei noastre, pe care dumneavoastră o vizitați destul de des, mai ales cu ocazia ședințelor de Consiliu Local, dar și cu alte evenimente pe care le-am desfășurat în comuna noastră. Vreau să spun un bun găsit, un bun regăsit concetățenilor mei, cu care am depășit atât de multe lucruri și cu care împreună cred că vom depăși în continuare lucruri frumoase. Mă refer la lucruri frumoase pentru că cele urâte trebuie să le uităm și trebuie să le depășim în așa fel încât viața comunității noastre să fie din ce în ce mai plăcută. Iată că au trecut deja 16 ani de la primul mandat, de la prima noastră întâlnire și parcă mi-amintesc că în acest sediu stăteam înghesuiți cu toții într-în jurul unei măsuțe, unei mese de, cred că 6-7 persoane, apoi într-o sală de ședință de Consiliu Local care era improprie și mai ales clădirea respectivă era improprie. În perioada respectivă eram director coordonator și desfășuram activitatea în spatele clădirii vechi a primăriei. Uitându-mă de fiecare dată cu o nemulțumire ascunsă față de modul în care arată edificiul central al unei comune și anume sediul din care răzbăteau în continuare alte proiecte. Se vroiau a răzbate. Nu am fost destul de decis în momentul respectiv, am fost mai mult influențat de factori de decizie de la nivelul județului ca să accept funcția de primar. A fost ca o provocare și apoi a început să devină o ambiție pe care vroiam să o duc la bun sfârșit, aceea de a desfășura cât mai multe proiecte și cât mai multe edificii ridicate în această comună, în așa fel încât oamenii să se simtă mult mai bine și să înțeleagă faptul că progresul trebuie să apară și în comuna Berești-Tazlău. Acea construcție a primăriei a început, de fapt, în 2007, și iată-ne că în 2009, de fapt, a fost inaugurată, cu mare fast atunci, și acum ne desfășurăm în condiții bune și pe care oamenii cred că le sesizează în sensul că nu le mai este rușine cu emblema comunei lor. A urmat apoi un șir întreg de investiții la care m-am gândit și pe care le-am promovat în sensul de a avea o linie directoare și o linie ascendentă a evoluției proiectelor. Bineînțeles, eu venind din școală, am început cu clădirile reprezentative pentru orice comunitate și anume școlile.
S-au derulat, nu eu, ci împreună cu tot colectivul, cu Consiliul Local și cu toți cei apropiați primăriei și nu numai, proiecte atât pe fonduri europene, care, să ne amintim bine, ele au început să se deruleze abia din 2007, pe prima sesiune de finanțare 2007-2013, deci am început practic prin bugetul local și apoi prin fonduri europene. Tot ce a fost posibil de accesat pe fonduri europene am accesat și mărturie stau milioanele de euro care s-au derulat prin aceste fonduri. Am încercat să nu scăpăm nimic din programele care începuseră și care au început ulterior și în așa fel încât să le putem concretiza în edificii viabile. Spuneam că am început cu școlile și iată că la momentul actual toate școlile din comună sunt reabilitate. Am construit și clădiri noi. De fapt, am început în 2005, a fost finalizată clădirea școlii de la Ienăchești, clădire care a fost începută în anul 2000, după un incendiu al școlii vechi, și care l-am finalizat în 2005 printr-o infuzie masivă de fonduri guvernamentale în acel an 2005, în care s-a derulat practic aproximativ 60-70% din lucrarea în sine. Au urmat și celelalte școli, școala Berești-Azlău, școala Tescani, care au fost reabilitate cu fonduri europene, apoi școala Turluianu, care era în momentul respectiv școală care pățise o gravă deteriorare și anume a stat o iarnă sub cerul liber fără acoperiș și care vă dați seama cam cum arăta. O să încercăm să o și prezentăm pe parcursul acestei relatări. Și apoi, bineînțeles, toate celelalte școli. Școala Tescani, am spus, școlile micuțe care au devenit apoi școli de 1-4, respectiv Prisaca, Boșoteni, Românești, școli în care s-au făcut investiții destul de importante, chiar dacă erau școlițe mici, în care grupurile sanitare au devenit ceva natural și la locul lui. De asemenea, au fost schimbate sistemele de încălzire și așa mai departe. Avem în vedere în continuare școala de la Ienăchești pentru modernizarea sistemului de încălzire și anume de a intra în acea soluție ingenioasă de școală verde, școală care în această perioadă, probabil la începutul școlii din anul acesta, ne va prinde cu un sistem nou de încălzire și anume încălzire centrală generată de energie generată de panouri solare și de pompe de căldură. Și nu în ultimul rând vreau să amintesc faptul că la Turluianu a fost construită cu ajutorul Fundației Betania o clădire cochetă, o clădire care a scos copiii dintr-o căsuță improprie învățământului, total improprie învățământului și i-a adus în niște condiții minunate. Acea investiție a fost făcută de Asociația Betania. Vă dați seama, lucrarea a durat, cei din Turluianu își reamintesc, a durat 12 zile în care o delegație de olandezi au venit și au montat tot ce aduseseră pentru desăvârșirea acestei construcții. Toate școlile au fost apoi dotate cu terenuri de sport multifuncționale, mă refer la școlile mai mari, dar și la școlile mai mici, asta raportându-ne și la satul, la populația din satul respectiv. Au fost construite terenuri multifuncționale în Turluianu, în Berești-Azlău, în Ienăchești, în Tescani, terenuri care sunt betonate, îngrădite cu garduri de 6 metri înălțime, cu posibilitate și, de fapt, au și fost inițial proiectate pentru a avea o instalație de nocturnă.
Din păcate, la Tescani a fost funcțională o perioadă, după care, mă rog, un simț civic nu prea dezvoltat a dus la deteriorarea lor, dar va fi reabilitat terenul respectiv. S-au construit și două terenuri de fotbal la cererea tinerilor, care, din păcate, au preferat să nu mai joace fotbal și să-l joace pe calculator, pe telefon, înlocuind fotbalul, mișcarea cu Facebook. La Turluianu a fost construită o nouă grădiniță care cred eu că este unicat în județ, atât în mediul rural cât și în mediul urban, după părerile tuturor celor care au văzut-o și care va fi dată în folosință începând cu această toamnă. Deja clădirea a fost recepționată, dotările au fost comandate, urmează, dacă nu era întreprinderea respectivă care a preluat contractul, dacă nu era în carantină datorită acestui virus nenorocit, acum era gata și mobilierul, dar sperăm că în următoarele 2-3 săptămâni să fie gata și mobilierul și să o prezentăm copiilor care așteaptă cu nerăbdare și care o numesc Casa Albă din Turluianu. Asta referitor la ceea ce spunea că a fost prioritatea mea numărul 1, și anume educația și rețeaua școlară din această comună. Am gândit-o că este într-adevăr o prioritate, pentru că nu poți să avansezi în alte sectoare dacă nu ai pus la punct sistemul de educație. Bineînțeles, astea nu sunt doar o parte din realizări, pentru că vă dați seama că pe parcursul anilor școlile au beneficiat și de alte investiții referitor la magazii, împrejmuiri, bibliotecă. La Bereștea-Zlou a fost reabilitată școala veche și s-a construit un centru pentru UNICEF plus o bibliotecă. La fel la celelalte școli, împrejmuirile peste tot au fost reabilitate, refăcute, ca și locurile de depozitare a materialelor și a lemn, a combustibilului. Combustibil care, din al doilea an de când am intrat în această funcție, nu a lipsit nicio săptămână, nicio zi măcar din an. De fapt, acum, la momentul actual, toate școlile din comună sunt aprovizionate pentru, cred eu, încă 2 ani. În ceea ce privește construcțiile edilitare, pot să spun că, în afară de cele care le-am prezentat ca și construcții ale școlilor, au fost reabilitate pe fonduri europene Căminul Cultural de la Enăchești, într-un proiect care a prevăzut și dotări constând în aparatură, în costume de pentru jocurile tradiționale, costume populare și pentru acea capra bereșteană sau enecheșteană sau, mă rog, cum vreți, din Turluianu sau pe care vreți să le alegeți, tradiții care pot fi continuate și datorită costumațiilor pe care le-am realizat prin acest proiect. Au fost, de asemenea, tot în cadrul proiectului, au fost achiziționat și un microbuz pentru transport persoane, microbuz pe care inițial era doar pentru transport persoane în interiorul localității, dar care în momentul de față poate fi folosit și pentru excursii ale elevilor, și nu numai ale elevilor, ci și ale adulților, în zonă și pe obiective turistice destul de clare și pe care le vom alege împreună. El a ieșit din cadrul impus de proiect, și anume acela doar de transport persoane, și acum poate fi folosit în diverse alte activități. A fost reabilitat dispensarul uman Tescani, atât corpul A cât și corpul B. Corpul B chiar acum a fost recepționat, acum vreo 2 săptămâni a fost recepționat, corpul A, pardon,
într-o clădire modernă, într-o clădire durabilă și în același timp cochetă, pe care sperăm ca cetățenii să o viziteze doar pentru lucruri bune, adică o eventuală adeverință, o vizită de verificare a stării de sănătate și mai puțin pentru accidente sau pentru alte intervenții mai urâte. De asemenea, a fost reabilitat și corpul B de la acel dispensar, unde s-a și instituit, s-a amenajat o bibliotecă. Acum ne-a prins bine și pentru funcționarea sezonieră a dispensarului medical și, de asemenea, avem în derulare alte câteva obiective, respectiv proiectul pentru reabilitarea căminului cultural din satul Tescani, care, din păcate, trenează un pic pentru că constructorul care a câștigat licitația a intrat în faliment și acum suntem în situația de a scoate din nou la licitație restul de lucrări care trebuie să finalizate. Iată că astea sunt câteva din obiectivele de construcții din interiorul comunei. Bine, poate nu le pot aminti pe toate. Multe dintre ele s-au derulat în ultimul timp, adică pe fonduri europene am adus fonduri pentru grădinița de la Turluianu, pentru căminul cultural de la Tescani, pentru reabilitarea dispensarului uman, pentru drumuri pe care vreau să le specific, a fost o altă prioritate pe care la care am mers în paralel cu cele pe care le-am expus până acum, și anume modernizarea drumurilor. Dacă în 2004 drumurile, pentru cei care și le amintesc, pentru că sunt mulți care nu mai vor să și le amintească și nici eu nu țin morții să ni le reamintim, dar pentru situația de atunci, care era deplorabilă și în care mașinile intrau și aproape că nu se vedeau din gropi, atât pe drumuri județene cât și pe drumuri comunale, locale, nu mai vorbesc de drumurile de ulițe și de drumurile lăturalnice. Primul lucru pe care l-am făcut chiar în toamna anului 2004, când după ce am intrat, a fost să achiziționăm un buldo excavator și o basculantă. Bineînțeles, au fost primele utilaje care au intrat în dotarea primăriei și pe care le-am folosit pentru a nu consuma banii dându-le altor firme. Pur și simplu cu acele mici, adică cu acea mică investiție și cu acele utilaje luate la mâna a doua, bineînțeles, la momentul respectiv, am reușit să ieșim puțin din noroi. Și am reușit să pietruim marea majoritate a ulițelor, a drumurilor locale, dar și a drumurilor județene. Că de drumurile județene abia apoi au intrat în programul de modernizare și de asfaltare. Dacă cei care au trăit vremurile respective vor să-și mai amintească, repet, chestiile astea, drumul de la Sânduleni la Florești era ca în Kosovo, spuneam eu, după un bombardament puternic. Același lucru se întâmpla cu drumul de la intersecția Bacăului cu drumul județean 118, respectiv drumul Berești-Românești-Tescani. Și la fel discutam și despre 118B Înăchești către Strugari. Astea din drumul județean. În momentul de față, niciun metru pătrat de drum județean nu este neasfaltat. Bineînțeles, mulțumesc mult în acest fel Consiliului Județean, cu care noi am avut o legătură foarte, foarte bună și cu care am reușit, iată, un obiectiv pe care foarte multe alte comune încearcă să-l atingă și le urez succes tuturor. În afară de aceste modernizări, pe fonduri europene am reușit să
asfaltăm drumul Bereștea-Zlău-Turluianu, drum care va fi continuat după va fi continuat în satul Turluianu după finalizarea lucrărilor de introducere a rețelei de apă și canalizare, care în momentul de față se află în derulare. La fel, în același proiect fiind inclus și satul Boșoteni, unde asfaltarea s-a terminat, urmând ca și în perioada imediat următoare să se finalizeze rigolele și scurgerile pe acel drum, în așa fel încât satul Boșoteni să fie, este complet modernizat din acest punct de vedere al rețelei, al infrastructurii rutiere. Iată că amestec puțin investițiile care sunt în derulare cu cele care au fost efectuate în perioada celorlalte mandate, dar asta nu înseamnă că, așa cum unii mai specifică în așa zisă prezentarea intențiilor lor, că toate lucrurile au fost făcute înainte. Au fost făcute exact la timp și când s-a putut, pentru că dacă cineva este interesat de modul în care se conduce o comună și vrea să facă lucrul ăsta în sensul bun, trebuie să țină cont că fondurile, mai ales fondurile europene, ca și cele guvernamentale prin PNDL, nu se desfășoară dând din degete și, sau din, bătând din palme și le-am obținut. Un proiect, de exemplu, proiectul pentru asfaltarea drumului Boșoteni și Turluianu, l-am început în 2015. Deci vă dați seama că sunt 5 ani în care, practic, s-au derulat doar proiectare, avizare, aprobare, AFIR și așa mai departe. Am reușit să le începem lucrările, să le începem abia în martie anul ăsta. Perioada de execuție fiind de un an. Vă dați seama, din perioada de 6 ani, 5 am ocupat cu avize, cu hârtii și așa mai departe, și abia și un an îl avem pentru execuție. La fel și cu celelalte proiecte. Plus că noi, de exemplu, pe PNDL 2 am depus 11 proiecte, din care ne-au fost aprobate 3. Bine, nici nu aveam pretenția să ni se aprobe chiar toate 11, dar am ținut cont de toate axele pe care se pot depune proiecte, inclusiv iluminat public, automatizat și așa mai departe. Deci lucrurile astea nu sunt numai la mâna noastră, că dacă ar fi toți banii în visteria primăriei, cred că ne-am descurcat mult mai ușor și nici așa. Pentru că mai sunt unii care vor să aducă mulțumiri, spunând că, da, ce, au adus banii de la el de acasă? Nu știu dacă ăsta e un mod de abordare. Au fost, de asemenea, prin pietruire, reabilitate aproape, cred că, nu știu dacă au mai rămas ceva drumuri de pământ prin păduri sau prin tarlale agricole. Dar în rest, prin pietruire, au fost reabilitate toate. În momentul de față avem depuse la Compania Națională de Investiții toată documentația, am trecut de comisia tehnică pentru drumurile sătești, din drumurile locale din satul Prisaca. Proiectul se află acum în faza de licitație și sperând ca în cel mai scurt timp să vedem cine este proiectantul și constructorul acelei rețele. Pentru drumurile din celelalte sate, toate drumurile sunt prinse într-un proiect local, pentru modernizare drumuri locale, un proiect care însumează 16 km de drumuri și care a fost depus ca o solicitare pentru CNI în momentul în care celelalte utilități sunt definitivate, respectiv rețeaua de apă și de canalizare, ele se intre în funcțiune. Nu putem să mergem haotic, adică să punem întâi, să punem asfaltul și apoi să spargem și să, așa cum vedem în multe reportaje, când după ce e terminat de asfaltat încep să tai și să spargi. Deci așteptăm, trebuie să mai avem un pic de răbdare, dar trebuie să avem în primul rând o orientare clară, un mod de gândire
corect, normal. Noi încercăm să le întreținem cât mai bine prin pietruire sau prin, mă rog, reabilitare după inundațiile pe care tot le avem. De fiecare dată noi intervenim destul de prompt cu utilajele noastre. Utilaje care am uitat să vă spun sunt, și pentru concetățeni știu lucrul acesta, au fost achiziționate tot pe fonduri europene, atât un buldo de mare capacitate, buldo excavator, cât și o basculantă care poate ne deservește și pe perioada de iarnă, în sensul că dezăpezirile se fac cu aceste utilaje. Nu am plătit niciun leu la o firmă de dezăpezire. Sunt prevăzute cu sărăriță, cu lame de îndepărtare zăpezii. Și ca și completare la aceste utilaje, în perioada săptămânilor următoare, nu vorbesc de perioadă mai lungă, urmează să ne vină tot printr-un proiect european. Am semnat contractele și urmează să apară livrarea pentru un mini-excavator pe care o să-l folosim la rețeaua de canalizare și apă și toate o freză pentru dezăpezire și toate accesoriile pentru un buldo-excavator, respectiv burghie, cupe și așa mai departe, tocători de vegetație, în așa fel încât să scăpăm de buruienile care cresc mult mai repede decât ne dorim noi. Ce să mai spun, alte proiecte care au fost derulate și foarte importante. Podul de la Românești peste Cernu a scos din uz traversarea pârâului doar când nu plouă prea tare. Și se traversa pârâul prin Albie. Cei care își amintesc știu foarte bine că s-au încercat tot felul de variante cu betoane aruncate în apă ca să poată să treacă câte o mașină sau o căruță. Acum este un pod de 20 și ceva, 25 de metri lungime, urmând ca drumul respectiv pe către Cernu să fie cât mai curând asfaltat. Asta prin intermediul firmei de exploatare a gazelor Stratum din poduri, iar firma americană. În același proiect pe fonduri europene am construit și o punte care este cea mai mare punte de legătură între două sate, pe cele două maluri ale Tazdăului, între Boșoten și Tescani, o punte care are 200 de metri lungime și care a fost și rămâne. Este încă subiect de, ca o temă de proiectare la Universitatea din Iași. În același proiect, pe care a fost derulat pe Ordonanța 7, s-au construit și 63 de podețe prin toate pârâiele și punctele de traversare. Proiect finalizat într-un an și jumătate, în condițiile în care și în momentul de față sunt proiecte în județ care au fost accesate fondurile în 2007, în 2008. Adică vă dați seama că acum încă se derulează acele proiecte pentru că n-au fost finalizate din diverse motive. Nu intru eu în bucătăria nimănui, altcuiva. Tot în ideea de a preîntâmpina inundațiile și dezastrele pe care le provoacă, s-au construit canale de fugă, canale de scurgere a apei, în Prisaca 3, în Românești, în Tescani, în Turluianu, care era la fiecare ploaie, era sub ape. Acum nu se va mai întâmpla acest lucru și asta ne face ca să nu mai cheltuim bani degeaba și aiurea. Nu în ultimul rând am ținut ca lumea, oamenii, să se simtă și bine, nu numai să vadă unele realizări disparate. Sunt oameni care din comună, care bineînțeles cei din Prisaca știu mai puțin despre Turluianu și invers, Turluianu despre Tescan sau despre Boșoteni.
De-aia am ținut să trec în revistă cam o parte din alte și alte realizări care ne-au însoțit de-a lungul acestor 16 ani. Spuneam de cealaltă latură pe care trebuie să o avem în vedere, și anume partea culturală și de agrement a oamenilor. Am înființat încă din primul an, în 2005, am înființat festivitatea de întâlnire a fiilor satelor în ceea ce se numesc zilele comune și pe care le-am organizat în fiecare an, excepție făcând de acum anul acesta în care nu, datorită situației existente, nu le mai putem organiza. În afară de zilele comunei, am organizat zilele satului Tescan, fii satului Tescani, o inițiativă foarte frumoasă a locuitorilor din acea localitate și nu numai, o inițiativă care, din păcate, s-a renunțat la ea datorită prezenței mai slabe a tinerilor și poate chiar și a noastră, pentru că nu ne-am implicat poate suficient în astfel de activități. Nu putem să uităm zilele școlilor care se organizează în fiecare an, taberele școlare care se organizează la nivel de fiecare școală cu personalitate juridică, respectiv Turluianu și Berești-Azlău. Am ținut să susținem și cât pe cât posibil și investițiile din cadrul bisericilor, atât biserici ortodoxe cât și catolice. Ne-am implicat cu un ajutor cât se poate, cât s-a putut la momentul respectiv, pentru a ajutora aceste biserici, considerând că am preluat o parte din povara oamenilor, pentru că ei erau cei care contribuiau cu sume pentru reabilitarea lăcașilor, în care ne rugăm cu toții lui Dumnezeu să ne dea sănătate și să ducem la îndeplinire tot ce visăm. În Berești-Azlău și în Tescani au fost construite acele scene pe care s-au desfășurat activitățile, atât cu copiii cât și aceste activități anuale. În fiecare an, toată lumea știe că la Berești-Azlău se organizează, odată cu sărbătorile de iarnă, pe 31 decembrie, se organizează Festivalul Tradițiilor Românești locale. Din acest festival am preluat obiceiuri sau lucruri frumoase pe care le-am dus în Franța cu ocazia participării pe bază de invitație la un festival care reunește trupe din 14 țări și în care ne-am prezentat cu programe care au fost ultra apreciate. Este vorba de un comis agricol din zona Briar, noi reprezentând Asociația Les Amis de Prisaca, asociație înfrățită cu asociația pe care noi o mandatăm, Asociația Les Amis de la Loire, al cărui președinte sunt și am colaborat extraordinar de frumos cu prietenii noștri francezi, respectiv Maian și Yves, pe care îi salutăm de fiecare dată. În continuare, vorbind despre ceva proiecte care urmează să le și care sunt de suflet și care m-au împins la o nouă participare la alegeri, sunt obiective care să desăvârșească în mică parte un complex de probleme ale acestei comune. Respectiv, construirea unui cămin cultural la Berești-Azlău, pe care dacă îl vedeți ca și proiect depus, în momentul de față e depus la Compania Națională de Investiții și aprobat în Comisia Tehnică, cred că la fel rivalizăm cu orice spațiu cultural din județ și nu numai,
El a fost preluat de Compania Națională de Investiții la prima vedere a proiectului și a adoptat. Apoi urmează o sală de sport pe care, la care am revenit după o solicitare încă din 2011 și acum am revenit considerând că după intențiile care se văd a fi manifestate la nivelul Companiei Naționale de Investiții, se realizează și este realizabil, creând astfel, formând astfel începutul unei baze sportive și de agrement în lunca Tazlăului. Sunt proiecte care, cred eu, vor fi definitorii. Nu ascund faptul că cele pe care le vine a menționat și mai înainte, acele legate de drumuri, de infrastructură rutieră în general și cele de apă și canalizare pe care la fel le putem derula, pentru că așa este, așa e posibil. Le putem derula în exercițiul financiar 2021-2027. Noi am depus partea de solicitare și urmează ca săptămânile viitoare să facem partea de proiectare pentru satele Prisaca, Enăchești, Boșoteni, pe de o parte a Tazlăului și apoi Românești, Tescan Românești, pe partea cealaltă, unde la Tescan și Românești este spre finalizare proiectul și urmează să fie implementat rețeaua de apă, urmând să o completăm cu rețeaua de canalizare. Deci pentru cele 5 sate urmează să depunem aceste proiecte și să le și finalizăm, cred eu, prin finanțare la timp. Eu cam, în mare, cam asta am vrut să amintesc despre ce s-a făcut, ce se face și ce se va face. Rămâne la latitudinea noastră a tuturor să înțelegem că aceste lucruri nu se fac, repet, bătând din degete, ci se fac cu foarte multă muncă. Cei care și alți primari știu despre acest lucru, că la începuturi, prin 2007, stăteam cu nopțile pe la centrele de AFIR din Iași, din Bacău. Stăteam nopți întregi în care modificam de zeci de ori poate un proiect până când era acceptat, pentru că nu mă refer la partea tehnică, ci la partea scriptică de susținere. Și zeci și zeci de drumuri, mii de kilometri bătuți Iași, București și așa mai departe, pentru a obține aceste fonduri și aceste proiecte care pentru unii înseamnă nimic ca toată, nu s-a făcut nimic. Rămân consecvent pe faptul că dacă îți iubești ceea ce vrei să faci și dacă știi ce vrei să faci, este la îndemână să faci, dar doar cu pasiune și cu foarte, foarte multă îndrăzneală și consecvență. Nimic nu se face doar pe planuri. E ușor să spunem, digitalizăm, dar cel care spune nici măcar nu știe să deschidă calculator. Este ușor să spunem, vrem pe Marte, când tu nu știi să depășești nici măcar granița satului. Mi-e foarte jenă de tinerii care sunt plecați în străinătate și pe care încă nu reușesc să-i convinc că cu experiența pe care o au acolo, pot să facă lucruri bune și aici. Există o serie întreagă de lucruri pe care, dacă le fac acasă, le fac pe aproape aceiași bani pe care le fac și în străinătate și ar aduce contribuția mai mult și aici. Le ofer tot sprijinul și am spus-o de fiecare dată, dacă au nevoie de sfaturi, dacă au nevoie de ajutor, pentru obținerea de proiecte, pentru mici afaceri, pentru mici investiții, mici sau mai mari, nu e important să ai cunoștință despre așa ceva. Eu mă ofer și m-am oferit de fiecare dată să dau aceste sfaturi și să-i îndrum către cei care sunt abilitați să-i ajute. Dar asta înseamnă ca implicarea respectivă să fie
bilateral. Voi încerca în spațiile pe care le avem să aduc în continuare să aduc specialiști care să îndrume pe cei care sunt doritori de astfel de participare la proiecte cu finanțare europeană, pentru că sunt astfel de proiecte, iar cei care au îndrăznit au reușit. Numai că totul e să-ți asumi și riscul și să ai și încredere în ceea ce faci. Nu îmi rămâne decât să urez tuturor locuitorilor să aibă multă, multă, multă sănătate, mult discernământ în ceea ce vor face în perioada următoare și mai puțină plecare a urechii către zvonistică și către lucruri murdare care se încearcă a se propaga. De fiecare dată am spus-o, orice campanie electorală poate fi făcută elegant, poate fi făcută cu civilizat, cu bun simț și cu expunerea de idei pe care să ni le completăm unii celorlalți. Multă, multă sănătate și să dea Dumnezeu în fiecare casă numai bine și să scăpăm odată de mască și de măști. Sănătate multă!